stati la noi in cui torniamo a dormire. Si pensi che ieri di voi e si ci affare di voi. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drepti se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Lui Doamne, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne odihnește. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat, și ai dorit viața lumii tale, însuși, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului tău, Vasile. În loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și orice greșeală a săvârșit el cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-i lui. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna dormitului robului tău, Vasile. Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă lăsăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu adevărat, deșertăciune sunt toate și viața aceasta este umbră și vis, căci în deșert se tulbură tot pământea. Amen.
viața și odihna dormitului robului tău, Vasile Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului, de viață păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Care desfătare lumească este lipsită de întristare, care mărire stă pe pământ neschimbată, toate sunt mai neputincioase decât umbra, toate mai înșelătoare decât visurile. O clipă numai și pe toate acestea moartea le primește, și în lumina feței tale Hristoase și în îndulcirea frumuseții tale, pe cel pe care l-ai ales, odihnește-l ca un iubitor de oameni. Vai, câtă luptă are sufletul când se desparte de trup. Vai, cât lăcrimează el atunci și nu este cine să-l miluiască pe dânsul. Către îngeri ridicându-și ochii, în zadar se roagă, către oameni mâinile tinzându-și, nu are cine să-i ajute. Pentru aceasta, iubiții mei frați, cunoscând scurtimea vieții noastre, a dormitului să-i cerem odihnă de la Hristos și sufletelor noastre mare milă. Deșertăciuni sunt toate cele omenești, câte nu rămân după moarte, nu merge cu noi bogăția, nu ne însoțește mărirea, când veni moartea, toate acestea vor pieri. Pentru aceasta lui Hristos, celui fără de moarte, să-i strigăm, pe acesta ce s-a mutat de la noi, odihnește-l, unde este locașul tuturor celor ce se vesele. Adus-mi am aminte de prorocul ce strigă, eu sunt pământ și țărână, și iarăși m-am uitat în morminte și am văzut oase goale și am zis, oare cine este Nu mai
făcut după celelalte. E că sunt toate cele de gara, acolo cu prima. Ce e asta? Nu va pazi. Sus! Încet, băi, nu se poate să scapă. Încet, mai coace. Costal, la n-a putea mai tare. Costal. Lasă-mă că băi. Costal, n-a putea. Ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zimă, sufletul adormitului robului tău, Vasile, mutate la noi cu tot neamului și la dormit, în corpurile dreptilor să-l așeze, în sânurile lui Avram să-l odihnească și cu drepte să-l numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și oameni iubitor. Amin. În veci pomenirea Lui. Amin.